Miercuri, elevi de la mai multe instituții de învățământ din oraș au fost prezenți în cimitirul Eternitatea, unde au participat la o acțiune de curățenie printre locurile de veci ale eroilor patriei. Alături de ei au fost reprezentanți ai administrației locale, dar și cadre didactice. Această activitate, în primul rând, mi se pare una patriotică. Ne aduce nouă copiilor un simț patriotic și să avem mai mult respect față de cei care ne-au ajutat țara. Și este o activitate școlară în care suntem foarte implicați. Participăm două clase, a 6-a și a 6-a B, și pentru noi copii este foarte importantă. Am venit în cimitirul Eternitatea, la Monumentul Eroilor, acolo unde ne-am propus o acțiune de igienizare a acestor morminte. Pe lângă acțiunea propriu-zis de igienizare și de curățare a acestor morminte, vrem să și responsabilizăm până la urmă tinerile generații pentru a cinsti memoria înaintașilor noștri, oameni care au fost parte a istoriei României și cred eu că trebuie să le oferim cuvenitul respect. Suntem fericiți, copiii s-au pregătit cu echipamentul necesar pentru a desfășura această activitate, sunt entuziasmați pentru că este modul lor prin care pot să-și cinstească eroii neamului. Place? Locuiești la bloc sau la țară? La bloc. La bloc. Și cred că nu ai prea des această șansă să mergi să culegi iarbă și să... Da? A, da, că mai merg la bunici. Mai faci la bunica, da? Da. La activitatea de igienizare a zonei unde ieșeau locurile de veci eroii patriei au participat peste 150 de elevi din 5 instituții școlare din oraș, respectiv de la școlile Calistrat Hogaș, Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Alexandru Ioan Cuza și de la liceul cu program sportiv.